Bună seara, stimații telespectatori! Suntem împreună la Pasul la Offside, o emisiune al cărei invitat în această seară este fostul secretar general al Ligii Profesioniste de Fotbal, ploieșteanu Valentin Alexandru. Bună seara și bine ați venit! Mulțumesc frumos pentru invitație. Știu că greu ajungeți într-un studio de televiziune. Da, nu-mi place. Nu vă place? Nu, pentru că știți foarte bine, aveam abonatul nostru pe domnul președinte și nu era cazul. Și chiar nu-mi place genetic, așa nu. Am înțeles. Da, dumneavoastră ați mai fost odată la mine, bine, mai merge și pe la altul, pe la un coleg de-al meu care la Ploieșteni mai mă duc. La Ploieșteni mai veniți. Din spiritul ăsta. Da. Cum e domnul Valentin Alexandru, trecerea asta de la secretar general al Ligii Profesioniste de Fotbal direct în stadiul de bunic? A fost o decizie proprie. Eu și la ora asta mai am încă contract 4 ani cu cea de consilier prezidențial, dar am ajuns la concluzia că e cazul să mai lăsăm și pe alții să ducă Sunteți spre glorie. Sunteți adeptul la chestia asta cu tineretul neapărat? Nu neapărat cu tineretul, dar sunt adeptul faptului că la mea vine un moment când trebuie chiar să te retragi. Și, pe urmă, dacă s-au făcut schimbările astea, care știți foarte bine că au fost politice, deci cei care au venit n-au venit neapărat pentru că au valoare, sau probabil că și au, dar dacă aveau, nu era nevoie de intervenția domnului Dragnea, domnului premier, deci să participe la nu știu ce ședințe oculte. Poate veneau doar așa. Da, noi știm ce știm și e foarte bine. Am înțeles. Oricum, eu avusem o discuție așa în privat cu domnul Dragnea și am spus că intenționez și doresc să iasă, dar intenționez să mă retrag la patria mumă, că e momentul. Știu că la un moment dat Gine Iorgulescu chiar v-a solicitat să rămâneți consilier. Da, am rămas vreo două luni sau două luni, cred, da, cred că două luni. Pentru că, într-adevăr, erau niște lucruri, că tot eu cu bun simț cred, erau niște lucruri de organizare, erau cele două etape din tur care trebuia să duc din retur să vină în tur și pentru că s-a produs schimbarea, preluase argăseală ostilitățile să nu se joace, în sfârșit. Și am ajutat să-și rezolve campionatul, pentru că era în de campionat mondial și chiar n-avea când să se joace, să se termine campionatul. Dar nu a terminat. Și deci a rămas vreo două, după care am spus că cred că nu mai e cazul și... În general, sunt un tip constant, nu-mi place să mut nici birou, nici scaunul, nici... Dar e de bine, totuși, faptul că ați plecat de acolo, nu știu, eu vorbesc pentru întreg fotbalul. Nu mai, eu din clipa aia n-am dat niciun interviu, nu am vorbit la niciun telefon cu nimeni, am uitat că am fost, pentru că așa mi se pare corect. Dar e ușor? Ușor. Dacă ești bărbat, nu e greu. Dacă nu ești bărbat, te lamentezi. Bun asta. Și uite că ați ajuns și plimbați nepoții acum. Un nepot, o nepoțică, pentru că eu am 5, însă îi lați, cel 2 cei mai mici sunt în clasa 11, a 12 și studenți. Ops. Și am ultima care, cred că de-aia, dacă am fost un om bun în viața mea, așa se zice, mi-a dat și pe ultima care are 2 ani, ca să pot să plimb, într-adevăr. Da. Spuneți-mi cum stați cu sănătatea. Dom'le, știi, trebuie să raportezi orice ca să afli în ce situație te afli, dacă ești inteligent, dacă ești înalt, dacă e bine, ești sănătos, trebuie să raportezi la ceva. Noi ne raportăm la vârstă. E foarte bine. Așa e bine, da? E foarte bine. Foarte bine. În fiecare zi fac not câte o oră, fac de toate... A, deci vă duceți mai exersați? Da. Cum să nu? Păi, dar altfel nu se poate. Păi și cu asta, cu umerii, cu șalele, cu... Avem și de-astea, că știi că niciun bărbat adevărat, afară de flășcăiță, așa? Nu scapă până la moarte de două probleme. Ori ele și la alții, din păcate, sunt și mai multe. L4, L5, deci coțăitoarea, da. Și probleme de prostat. Mai des noaptea. Am înțeles. Am dat o turnură, sper că observați preambulul discuției și am mers pe latura asta, fie și umană, fie și apropiată de noi, de oameni. Da, și nici nu-mi propun ca să atac subiecte de care să ai pe legătură cu Liga Profesională de Fotbal. Bă, ești pentru faptul că dumneavoastră... dar nu mai știu nimic. Ce a fost? Da, ce a fost știți. Păi și atunci ce să-mi spuneți? Hai că v-aș întreba, că dacă tot m-am autoprovocat la chestia asta, da. Spuneți-mi totuși, din punctul dumneavoastră de vedere, că tot mai vedeți ce se mai întâmplă pe acolo. Da, mai sunt sunat. Pare a fi mai bine. Deci concluzia nu a mea, care au rămas în urma noastră, vorbesc de cei care, știu eu, sunt membri ai ligii,
Că din punctul de vedere această ligă nu prea există. Înainte era animație, era, măcar animație și tot mai era. Adică nu știe nimeni că... Tăcere. Nu se duce nimeni pe acolo, n-au nicio treabă. Și mult normal așa prin trebuia fax, să fie. Probabil, să fie. Eu știu, nu mă pricep. S-aud și vest rele, ce, că m-au sunat așa, că să mă întorc, că să mă... Nu e cazul. Uh-huh. Nici dacă cu drum pălăit cu aur. Nu e cazul. Să rămână cine a luat. Că s-ar putea ca contractul TV să cadă, că de fapt contractul TV prin Pașcanie al unui offshore prin Malta și în sfârșit. Da, așa o fi? Sau păi e... Eu chiar nu știu, m-ați nu întrebat. Știți, da, am înțeles. Păi eu... nu, vă întreb pentru că știți că la noi e o chestie, că de ce să fie bine când poate să fie rău? Da, bineînțeles. Eu de la 1 martie am uitat unde este sediul ligii și mental. Deci nu am trecut niciodată. Deci mai aveți practic 3 luni și faceți un an. Da, 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 corect. Nu, nu, pentru că nu e în regulă. Sunt unii care se duc să mai fiu pe acolo, pe la... Am avut oferte de cluburi să mă... Nu mai merge. Știți nu merge, că ușor, că... ușor patinăm spre un subiect pe care mi l-am propus adică fără niciun că fel de discuție da. Să-l discutăm, pentru că atâta vreme cât vorbiți dumneavoastră de oferte de la clubul și noi avem și aici, dar Ploiești un club care dacă-l cunoașteți. Ați avut. Pe petrolul ăsta. Am avut? Da, pentru că din ce mai știu eu așa, și în ce privește, nu știu foarte bine, nu cred că va mai fi. Foarte curând. Pentru că contractul de vânzare-cumpărare al ligii sindicatelor către un reprezentant al domnului Walter, numit Capră Dan, care eu cred că în ultimele luni l-am văzut cum arată, da? Printre altele, deci, era o datorie istorică de 600.000 de dolari, cred că nu erau euro pe vremea aia, sau erau, habar n-am, nu știu, probabil, către stat. Deci condiția ca să dea, nu vreau, și cele trei acțiuni, hai să zic, daur, al lui domnul Luca, al lui domnul Bercea și al lui domnul Alexandru, fiul meu, care le-au cedat fără bani, deși puteau să ia bani mulți pe ele, dar am zis, petrolii suntem, așa zicem unii. Așa. Alții, pe teorii, suntem, hai să vedem ce se poate face ca să trăim și mai bine ca înainte. Haideți că m-ați încărcat definitiv. Până la această oră, din ce știu eu și cred că știu bine, cei 600.000 de euro nu au fost achitați către stat, că acolo era povestea. Și iarăși, din ce mai știu eu, așa, din ale legilor, dacă faci un contract de cumpărare până nu achiți ultimul leu, că e mașină, că e casă, nu ești proprietar. A doua, presupunând că ar dori să-l vândă, e dificil, dată fiind și situația precară din punct de vedere a libertății de acțiune a domnului și de decizie. Cel care va prelua clubul, cei 600.000, care probabil s-o mai fi înmulțit așa, că dacă n-au fost plătiți la timp, vreun sfert de milion am înțeles care îi va duce în insolvență datorii pe fiecare meșchirie către stat, către primărie, pardon. Și dacă e adevărat, aici nu pot să spun, pentru ce sunt urmăriți și presupus a fi trimis un prejudiciu de vreo 15 milioane, deci probabil că cel care va prelua petrolul trebuie să se pregătească cu vreo 20 de milioane de euro în jur, fără nimic, pe ce să dea? Pe niște jucători care am înțeles că jumătate sau cam sau și-a exprimat cam dorința trebuie. Să plece. Deci, practic, acest club nu are nimic. Nu are un stadion, că nu este al lui. Pentru ce să dai 20 de milioane? Pentru brandul, care și brandul, din câte știu, se află la primărie. Cea mai, nu la primărie, era bine, la cea mai mare întreprindere capitalistă de după 89, piețe și hale. Da. Deci ce să cumperi de la Petru? Jucători la final de contract sau cu contracte relativ plătite? Am zis că Mulțescu deja a plecat. Asta urma să anunț eu. Așa. Așa mai am informații că orice om cu o brumă de minte trebuie să fie informat. Dar nu nimic activ. Oficial. Dar mă bucur că mi-am în primul rând
ca tată responsabil și știi că nu mă joc cu vorbele astea, calitatea de tată și bunic pentru mine sunt sacre, sacre și nediscutabile, nenegociabile niciun fel, te-ai apucat să-i faci, nu pui condiții. Știi că un părinte adevărat este cel care are numai obligații, n-are niciun drept, nici măcar la recunoștință. Nu te-a întrebat ăla, nu l-ai întrebat pe ăla când vine, vrei să vii, să-l votezi pe Ponta și el o să zic că nu. Atunci mai stai acolo până te decizi. Că ai văzut, dacă nu votezi cu el, îl dă afară din Parlament. Am înțeles. Da. Chiar legat de treaba asta, ieri am auzit-o asta, nu votați asta? Cu mine, vă dau afară din Parlament. Dimineața ați văzut la Digi, iartă-mă. Nu, nicio problemă. Să, da, cred nu, că nu facem parte din galeria. Ghiara feroce a doamnei Mahalajoica, care e la CNA, nu cred că ajunge aici. Nu, 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 dar nici nu urmărim treaba asta. Așa? Dimineața la Digi dă, nu au publicitate și deci nu dă publicitate. Ori promo și dă chestiile alea cu... Ori România întârziată, ori din Ceaușescu. Tot dă din ce am trăit pe vremea lui Ceaușescu. Și chiar a dat dimineață, eu încă mai am acuitate, pe care m-am și remarcat, cred că de-a lungul vieții. Da, da. Cine nu votează Partidul Comunist, nu e cu mine. A, era deci un pic invers. Deci, da, deci probabil că slogan, acolo era. Noroc că destinul... Noi, câțiva boșoroci care încă gândim tânăr, tinerii, am votat altceva. Dar altfel era mai de capul ăsta. Domnul Alexandru, ne-a spus pe gânduri. Nu sunt mulți oameni aici la Ploiești care așteaptă cu înfrigurare, ca să nu spun eu v-am spus mult cum stau lucrurile și în același timp am și niște dimensiuni bine stabilite datorită experienței a ceea ce înseamnă bani și cine poate să vină, că... Vedeți, și la Rapid, exemplu, e Rapidul care a plecat tot așa cu o datorie istorică, în insolvență, adevărat, dar ca să scap de insolvență trebuie să scap de datorie istorică, în primul rând. Și uite-te că e în situația în care e, a venit moldoveanul ăsta, nu știu ce va face, dacă va avea, pentru că... A fost aproape să vină și la Petrol ăsta, să știți. Probabil că e un vânător de faimă. Acum nu știu dacă... Da. Că la noi, din fericire, din nefericire, jocurile astea sunt și politice. Legate, vin, mă pun bine. Toate că... Ce legătură o avea, mai frate? Nu știu ce o avea. Mai ales, probabil că o avea, că singura opoziție reală și adevărată și care îmi duce spre așa e doamna Căveșii cu al ei partid, cu partidul DNA-ului. Acum, după ce o legă pe doamna aia, am văzut că și ăștia sunt destul de activi. Dicotul ăsta. Probabil că românăștia, lăsând la o parte că știți panta aia butada, cum vreți, bancul cu împărțirea de către Dumnezeu a teritoriilor și Petru scria pe acolo și zice, bă, la bucata asta îi zici România, le dai dealuri, le dai munți, le dai păduri, le dai câmpii, le dai mare, le dai fluvi, le dai râuri, le dai minerale rare, le dai de... Dom'le, dar ce drept? Stai, mă, să vezi ce popor le dau. Așa că așa stau lucrurile. Dar poporul ăsta se pare că e într-adevăr sub milostenia Domnului, că uite... Nu ne lasă să pierim așa. Odată la 25 de ani, cum spune. Sau să ne, frică, să ne fie frică să mai vorbim prin casă. Măi, Neavali, dar dacă nu sunt ăia 15 milioane... Păi s-ar putea să nu fie 400, ei, nu știu. Păi de asta zic. Nu știu, eu spun trage ce am... Trage și noi de toate astea. Și rămân doar ăștia 600 și ziceți... Un milion, ziceți. Aproape un milion. Da, atunci, oricum, clubul nu se va desfința, am uitat, asta e cel mai important, acum. Pentru că... Din câte știu, am înțeles că acest domn Capra este un tip versat în inginerii financiare. Mm-hmm. Ca să le zic așa, e bine? E bine așa. Să nu jignim că nu știm ce a făcut. Știu, nu știți nici noastră, nu știu nici eu. Da. De asta zic. Oricum, el nu va vinde clubul până nu și-a ratat a doua drepturi TV, care e consistentă la Petrol, un milion și ceva, probabil. Păi iată, și dă bani. Păi, păi dacă nu sunt aia 15. Dacă nu sunt aia 15. Și pe urmă cu ce? Cu jucători. Apre după, cu ce? Cu jucători. Cum adică, îi vinde? Da. Păi sunt destul. Da, da, asta dacă îi vinzi înseamnă că trebuie să... Păi nu mai merg în obiectivul ăla 1-3. Probabil.
Zic nu și nu știu, eu zic să nu moară. Dom'le, astăzi, și cred că asta a fost și politica Clubului Petrol, numai că au făcut o politică proastă. Au dat drumul la niște jucători cu care, dacă îi ținea, după opinia mea, eu fiind, cred că se spune că aș fi un foarte bun manager, din moment ce ai obiectivul final, loc 1, cel puțin 20 de milioane de euro, indiferent dacă te duci sau nu în primăvară europeană, 20 lei numai pentru faptul că ești campion, ai între 17 și 20 funcție de cum știi să-ți faci publicitate, televiziune și alte lucruri, pe ce stadion joci, ce... în sfârșit. Dar răspund între 17 și 20. Ăla e potul. Ordine, când ai un pot ca asta, nu poți să le iei tot cu 2-3 milioane buget. Că el atâta. Păi a fost, am înțeles, în jur de 3 ei de la TV, având locul 1, 3, 2, jumate, 3. Înțeles că primăria are probleme, dar ar fi dat aproape 2 milioane. Ar fi dat 1.900.000. Am auzit pe acolo procese cu o doamnă economistă, șefă contabilă, în sfârșit. E ceva care a fost repusă în dreptul printr-un proces. Nu știu exact ce se întâmplă. Ce mai aud și eu? Că da. Ploieștiul, na, Candiana Popescu, cu Noiancu. Satul nostru Ploiești. Deci, probabil că adausul ar fi fost așa, de 1.000.000. Că bănuiesc că mai mult de 5 nu s-a bugetat. Bănuiesc. Cam atât ar trebui să fie un buget de locurile 1-3? Nu. Cel care a avut minte nativă, nu instruită, acest becarii care a înțeles, a avut răbdare și a înțeles, care se autofinanțează și cred că și mai rămân mulți bani. Sau Pașcani, cât a putut. Bag mult și-mi iau. Pașcani și-a luat 3 ani la rând peste 60 de milioane ușor de euro. Și acum a ajuns la fundul sacului sau cum? S-a retras. E retras. El nu mai e acționar la CFR. Am înțeles că vrea să plece direct în Ungaria acum. Unii zic că direct în Abu Dhabi cu tânăra lui și jână soție. Nouă soție, nu știu. Da, e problema lui. Da, e problema lui. Dar eu nu vorbeam de petrolul. Deci eu, dacă tot o fi adevărat ce se întâmplă cu aceste neplăți, că dacă n-a plătit 15 milioane la fix, probabil de vreo 3 ani dânsul, nu? Da. Înseamnă că mari cheltuieli n-au fost decât alea. Dau 5 lei și cu asta basta. Nu dau 8. Ca să dau și... Domnul Alexandru, ce ați făcut dumneavoastră? Eu aș fi atras, dacă eram la Clubul Petrolul sau vreun moștenitor al numelui meu, aș fi atras foarte multă lume bună în sensul financiar. Există lângă lume echipă bună? În sensul bună, nu ne vă referiți la cinste, la colectiv. Bună ca au bani. Bună, bună cu bani, sigur. Sigur, există sunt. Există oameni în Prahova, am înțeles care că sunt. Și petrolul, nu? Tu mi-i nu convinci. Trebuie neapărat. Acum eu vă mai spun momentul în care ăla care solicită ajutorul. Eu am trăit în 40 de ani, am trăit, vă dați seama, știu tot. Am păzit și la ligă lucrurile astea. Acum ieșea cât un scandal când Dragomir era implicat. Și retrăgeau. Și el aveam prieten foarte bun, patron, mari, imagine. Nu vin, nu pot să-mi leg numele de ăla. Uh-huh. Sau de scandalul cu tare. Acum eu nu știu cine e domnul Capără. Așa ce am auzit, nu pot să cred că putea să ajungă patron la petrolul cu ce am auzit eu. Dar probabil că nu e adevărat. Uh-huh. Că nu e adevărat ce? Că e ce am auzit eu. Am înțeles. E un tip modest, așa. Dar nu v-ați gândit că ar putea, eu habar n-am, zic și eu așa, nu v-ați gândit că ar putea să fie o interfață a cuiva? Așa se și vorbește, că e față. Și atunci? O interfață. Da, dar când te duci să soliciți ajutoare, când tu stai moș și zici, numai eu sunt patron, nu dă bine. Stai, mă, dar cine ești tu? Eu nu pot să vin să mă asociez numele de... Numai de club, de petrolul. Nu neapărat numele de capră, care oricum, mă gândesc că nu se compară cu ăla de Alexandru. Dar nu, că nu vreau să fac nicio diferență. Ca etimologie, așa, dacă vrei. S-a auzit, da, acum s-a auzit. Cum s-a auzit, adică... Da. E descrie în continuare ce ați făcut dumneavoastră? Deci, atrăgeam. A doua, eu i-am propus și primarului. Nu știu, cred că se uită la emisiunea astea, când am auzit că, de fapt, banii aia
Și i-a și dat, i-a ajutat pe Petrolul. Premiere. Premiere, nu? Nu știu. Pentru premiere. Cupo? Printr-o societate, Lupii Galbeni, anonimă, care ajută. Păi dacă lucrurile sunt corecte, de ce banii aia trebuie să ducă pe la o Lupii Galbeni ai suporterilor și aia să dea banii? Nu mai spun că sunt comisioane care se pierd pe traseu orice circuit financiar. Există costuri de administrare, de sfârșit de circulare a banului. Dacă e corect. Când există posibilitatea absolut legală, ca, cum fac toate primăriile care... Pentru că acum majoritatea cluburilor sunt aproape în totalitate sau o bună parte sponsorizate sau finanțate de primării. Ilegal. Nu știu, păi, din moment ce au... spune legea, zic. Păi, ce zice legea? Spune că primul nu făceam societate comercială. Reveneam la 24 din 21 și rămânea asociație și puteai să construiești și atunci o făceai de interes comunitar și construiai o altă societate care producea finanțe numai pentru obiectul societății de interes public. Păi cum e handbalul, cum e toate acum, toate orașele au handbal, basket, volei, toate au, toate orașele, toate comitățile au. Alea cum se poate? Păi vrei să vă spun, eu cred că aceste sporturi pe care tocmai le-a spus, handbal, n-au nici 2%, 5% oameni care să vină la sală. Am înțeles că e un club acum. E un CSM, da? Da. Un club sportiv municipal. Așa, da. Ăsta e al primăriei, deci finanțat de primărie. Da. Așa făcea aici cu Petrol. Se putea face? De ce nu? Dar de ce nu face nimeni în țara asta? Dacă e asociație, poți să faci. Dacă e societate comercială, nu mai poți, pentru că nu mai poți. Asta presupune acționar, presupune buget propriu, presupune finanțare. Păi și de ce nu se face? Păi nu știu de ce nu se face. Pentru că au existat Porumboiu, a existat Pașcanii, a existat, cum îl cheamă, Bucșaru. Care au 12 ani acum, ăsta, Bucșaru, la Timișoara, Bucșaru, adică oameni care, într-adevăr, au băgat, Iancu, care au băgat bani. Nu știu de unde, cum, nu știu sorgintea lor. Sigur, majoritatea, acum pot să o comentez că nu prea mai sunt pe lângă noi așa. Adică nu ne mai întâlnim cu ei pe stradă. Are, sigur, sunt. Există. Existau soluții, domnule. În primul rând că ca să ai soluții trebuie să fie auzit de marketing, de marketingul chiar agresiv, popularizarea acestui, mai ales că el a avut și o perioadă extrem de fericită în sensul că Petrolul era pe val pentru că între 10, 12 și 15 mii de spectatori, aproape meci de meci, deci publicitatea de, nu, publicitatea de stadion era formidabilă, pentru că 15 ce faci publicitate? Undeva unde cetățeanul, cumpărătorul, consumatorul vede produsul. Corect. Ori nu știu prin ce alt mijloc afară de marea televiziune. La 15.000 de oameni odată o reclamă. Doamne, de două ori pe săptămână. Da. Nu mai spun și antrenamente, că am înțeles că la Petrol se vine și la antrenamente de către suporteri. Da. Deci, trebuia exploatat la maximum această stare. Mm-hmm. Această stare de nebunie după o pauză foarte mare, când știți foarte bine. Și când era pe val, chiar în B, erau 200-300.000 de spectatori. Da. Sigur, calitatea stadionului a făcut. Cum e și pe național. Oamenii vin să vadă stadion. Corect. Și aici la fel. Sigur, până o rămâne fără scaune, da? Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva momente. Radiologie dentară Marafca Dental. Siguranță și performanță maximă cu doze mici de radiații reduse. Tomografie 3D, teleradiografie, Bitewing. Vă așteptăm în centrele noastre din Ploiești, zona Catedrală, Bulevardul Republicii, colțul Elena Doamna sau strada Ștefan Greceanu, zona Covici-Calți.
Invest. Grija pentru tot ce te înconjoară. Revenim, stimații telespectatori, după o scurtă pauză de publicitate. Nu cred că vă place ce auziți, în primul rând, dar să știți că în viață nu trebuie neapărat să ne placă de fiecare dată ce auzim, mai trebuie să mai luăm și adevărul, iar dacă adevărul... Dacă nu știi, nu poți să iei măsuri după mine. Te minți în continuare. Te minți, te păcălești și tot degeaba. Adică tot satul spune că nevastă ta ia tutul lor. Și tu? Și tu zici, lasă-mă că ăștia niște invidioși, că a mea e mai frumoasă ca... Toți. Da. Toți. Da. Așa că trebuie să știi adevărul ca să iei o măsură. E regretabil. Greu, Navali. Eu nu cred că pot fi acuzat că nu aș dori binele petrolului, pentru că, să luăm așa un pic de istoric, deci acest stadion, fostul stadion, era o singură tribună cu aia cu copertină. Tatăl meu, care a fost director general a unei mari întreprinderi de construcții din Ministerul Petrolului, a primit sarcină de la partid, că nu era cu sponsorizări sau finanțări, și a făcut tot stadionul ăla vechi, care îl știți dumneavoastră. Și tatăl meu, întreprinderea lui. Sigur, pe urmea nu era să-ți pui plachete, să vezi că dacă ar fi bine așa să mă gândesc, locația aia e a familiei mele, Alexandru, și să vă explic și de ce. Deci eu explic nu ca să mă dau mare sau să înțelegeți altceva, decât chiar că pentru mine lăsând la o parte cine a venit, cum a venit, pentru lui e sufletul vieții mele și Ploiești, eu puteam să rămân în București, să am acolo nu știu ce minuni. Aici am dorit să, unul dintre marile mele bucurii când am plecat la Liga, că am scăpat de București. Aici mă simt bine. Uh-huh. Și nașterea, că așa e română. Va trebui să vă întreb de ce, da? În sfârșit. Da. Au venit nenumărate vreo două cutremure, dacă vă-ți aminte, 77 și mai departe, și 80, a fost toate, plus tribuna oficială, plus toate minunile terenului în spate de la Latină, asfaltate, tot ce era modernizări, domnul Alexandru, care era șef de șantier, tot în petrol. Nu vă mai spun câte angajări, toți jucătorii de la petrol l-au angajat la întreprinderile petroliste. 80% la tata, pe urmă la mine, pe ce am direct, cred că am avut cel puțin 5-6 fotbaliști. De ce? Mai era și pe la ICOTS și pe la da, la Itau, la... așa, plus neveste, că așa veneau toți să ne angajați nevestele. Iar eu am avut o chestie specială. Eu am angajat toată echipa de junior al Unonii Liber, cu Ursea, cu Cristescu, cu dacă, Ioniță, da, dacă da, vă ceți aminte, da, celebra, una, poate bun, cea mai bună echipă de junior care a avut-o Petrol, după cea lui Nea Traian Ionescu cu Dridea și așa mai departe. Da. Deci aș putea spune că sunt o istorie, că s-a dărâmat ăsta și s-a făcut ăsta, este minunat, absolut minunat, este corectă și l-apreciez din toată inima pe domnul primar Volosevici, care mi-am și spus-o în față de ce pe mine nu mi-a plăcut și mi-a dus și mi-a nu ești chiar prietenos. Nu, pentru că n-ai nume de ploieștean. Volosevici nu e de ploieștean. Deși da, probabil că e. Dar sigur, e toată admirația, dar nu e de ploieștean. Am înțeles. Ce să mai... Nu e cu Escu, nu e cu U, la urmă, e... Nu e. Dar el asta a făcut... Asta președinte, nu? Da, e treaba lui, nu-i treaba mea. Așa. Nu avem astfel de aspirații. Am înțeles. Și mai ales că n-am depins. Eu după 90, eu și toată familia mea, numeroasă, suntem 12, de la mine în jos. Adică eu, nevastă mea, două nurori, doi copii, cinci nepoți, plus prietena lui Max, care probabil, așa, că Max, trebuie să-i pun și Max cel mare, Maximian, celebru nepot, primul meu nepot, care e student. Am înțeles. La cea mai grea facultate din România, calculatoare politehnică. Deci, un băiat, da, să continuă. Moștenește așa. Da. Eu sper să nu apuc ca în familia mea să nască vreun prost, dar în sfârșit. S-a făcut partidul, să știți. Da.
să rămână la ei acolo. Sunt alții care... care sunt o sunt vreo, 5, sunt vreo 5 milioane care au votat și acum, așa că nu e o problemă. Adică analfabeți, semi-analfabeți și pensionarii majoritari. Dar vedeți că și la asta v-ați stăt la pensie. Nu e cazul. Sau nu? Nu e cazul. Nu e cazul că... Sigur, toți avem un buletin. Da, de-aia m-am și retras. Bun simț. Dar după mine, marea și gravă eroare a acestor votanți este că chiar nu sunt părinți și nici bunici. Dom'le, niciodată, tu oricum nu o să că te păcăresc ăștia de 25 de ani și nu-ți dă mai mult decât să mor de foame, adică să existi. Mă, măcar dă un vot pentru urmașii tăi. Tu nu mai vota pentru tine că îți dă 3% pe mană electorală. Tu votează pentru... Cu... Eu nu spun să nu voteze cu cine vrea să voteze, cu tata lui Ponta, cu Ponta, cu comuniștii. Dar votează, în primul rând, pentru viitorul nepoților și copiilor tăi. Asta înseamnă să fii un bărbat și un bătrân responsabil și atunci ești foarte tânăr. Te supăra rău, dată. Da. Cel puțin cred că ați avut o stare, un disconfort total pe perioada aia. Nu, 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 că v-am mai spus că n-am terminat ideea. Așa. Deci eu și familia mea, niciunul, n-am avut nicio treabă după 90, până 90, normal, că, cu da. Bugetul. Da. Deci n-am fost bugetar niciunul, nici nepoții, nici copii, nimeni. Deci n-am nicio treabă cu ei. Dacă merge mintea, trăiesc, dacă nu merge mintea, nu trăiesc. Am și cu asta basta. Am înțeles. Deci nu sunt bugetar, domnul. Au zis, dar cum de nu v-a încălțat și pe dumneavoastră pe la Ligăl pe acolo, că am văzut că se face o curățenie și pe în zona aia? Băi, că dumneavoastră erați probabil, cu pixul. Da, cu pixul unde vroiam eu și unde credeam că e corect. Unde știam eu nu prea aplicați, nu? Da, n-aveați șef acolo? Cum? N-aveați șef? Șef. Ba da, domnul Dragomir, teoretic. Și nu zici, măi, Vali. Ba da, măi, mi-ai zis, bă, dar tu, băi, nu pot. A, nu puteți? Nu pot, adică nu... Băi, la vârsta mea, sigur că există tentația unor bani foarte mulți. La vârsta asta e tentația? La orice vârstă. Și la vârstă. Asta, la bravo, bravo. Vârstă, da, nu. Că alții zică la vârsta mea, alții... Dacă nu știi să-ți ordonezi acest lucru. Eu am și avut șansa, am lucrat prin străinătățuri ca șef de șantiere, ani de zile. Deci, după revoluție mi-a prins chiar cu o sumă importantă în BNR. BNR era atunci de dolari. Dar muncii de mea au cerit capace până deșerturile, că noi numai pe acolo aveam șanse, românii. În subantreprize canadiene, americane, că nu noi luam antreprizele, că nu aveam noi șanse. Deci chiar am muncit de mic. La 27 ani eram șef de lot în Kuwait, Irak, așa că vă dați seama. Mamă, câtă lume vă invidia. Probabil, dar nu și când, deși n-au la 60 de grade plus. Stai, stai. Da. Cine, toată lumea zice că... Toată lumea zice că lasă vă, s-o umplu de bani. Dar să facă schimb. Așa, ca să vă dau un exemplu, aveam niște, că nu erau las frigorifice, ce vă spune, 70 și într-un material spongios, așa aveau arabeștea, puneam gheață și în ea băgam sticle cu apă. Deci, eu sunt făcător de drumuri și făceam niște, asfaltam niște șosele, la origine vorbesc. Mașina asta care repartizează repartitorul de asfalt, stai pe niște grini și lucrezi acolo la el. Deci venea bascula, deșerta Bena? În Bena repartitorului, asta însemna 100 și ceva de grade și ședeai pe el până venea inginerul rezident ăsta din partea lor, băga termometrul și la 90 începeai compactarea. Deci aveam pe lângă noi paralel, mergea un tractoraș cu în spate un recipient și cu pulverizator și în permanență să prăștia pe peste noi, așa că altfel nu puteai murei. Da. Să poți să reziști. 60 de grade afară. Așa că cine mănâncă ce mănâncă, să mănânce. Eu chiar am muncit pentru fiecare leu pe care... Auzi, Navali, vreau să vă întreb, apropo de chestia, o dăm dintr-una, dăm spor, da, asfaltări. Ce n-avem și noi? Spor și asfaltări. Spuneți-mi și mie... De-aia rezistă drumurile la alea. Păi, o viață. Hai să spun ceva, dar ce era o nebunie. Noi, unii dintre ei erau studiați pe în Anglia. Deci noi avem, ca să vedeți diferența, vorbesc de standarde,
Noi și când punem mira pe, eu știu, bufa unui, la o canalizare, la noi e ce plus minus 2, abatere, la orice. Uh-huh. La englezi erau, după principiul standard de englezi, nu există. E 215,20, atât e, nu e plus minus 3, că nu există. Cât de aia te plătesc? Eu nu vreau să vă spun ce era și la un moment dat cu dalea, cu betoane, atât cu asfalt și l-am întrebat pe guvernatorul, bă, de ce trebuie cu băgați atâția bani? Noi venim din unde vrem, mai subțire, nu așa. Și ce trebuie cu mă, zice, să te stâmpiți? Cum v-au luat pe voi canadieni ăștia? De ce bine aia? Mă enerva chestia, că eu nu mă consideram tâmpit. Da, da. Și nici el pe mine, dar vorbea, folosea plural așa ca să pricepe. Păi ce vreți să vă chem și la anul? Vă mai chem peste 40 de ani, mă, dacă îți mai trăi. Dacă dumneavoastră vă aceți aminte că e deja legendă. Ploiești, Târgoviște... Prin de gropi. Nu, era. Deci un era. Drum făcut din beton de suedej, acum vreo 100 și ceva de... Până acum vreo 10 ani. Da. Nu au dat cu asfalt pentru ei, s-a făcut varță, că nu se dă. Se scoate și se dă, că chiar e meseria mea. Da, da. Deci nu e greu să muncesc, dar eu spun că din muncă foarte multă, indiferent că a fost prima meserie sau a doua, cea de manager în fotbal, poți să trăiești foarte bine, să-ți întreții familia și eu 12 slavă Domnul. Să nu mă compar cu nimeni. Dar chiar dumneavoastră era șeful la toată lumea? La aștia, eu sunt finanțatorul. Principalul finanțator? Da, da. Bine că și copiii mei au o situație foarte bună, dar eu am zis ce să fac eu cu ei. Adică nepoții mei fericite pe mâine, dar cu o singură condiție. Al bandii, nu? Da, dar cu o singură condiție. Cum ne-a spus și la copii. Bă, eu nu cer carnetele, că înainte era cu carnete de note să semneze părintele. Da, da, da. Nu știu dacă tu ai prins am ca prins, părinte. Am prins, am prins. Ai prins ca elev, nu ca părinte. Ca părinte n-am prins. Așa. Și eu am spus, bă, eu nu semnez, ăștia ai mei foarte fericiți. Dar există o singură condiție, dacă ați luat sub 9, avem probleme. Sub 9? Da. Păi la ce condiții aveau? Păi ce aveau de făcut? I-am verificat dacă sunt tâmpiți, am constatat dacă nu sunt. Aha. Deci ce aveau de făcut? Dacă să înveți. Păi ce învățau pentru mine? Și ți-a dovedit, amândoi sunt titrați, doctoranzi, doctori, masters, cel mic chiar prin Washington și mai departe. Și nepoții la fel. N-am avut da. Sincer. Da, uite, nepotul meu cel mare a terminat liceul cu 97. Medie generală pe tot timpul liceului. Pe tot liceul. Da, sigur. Anglia, student, nebunie. Da. Super! E, acum costă. Costă. Dar costă. Eu nu am nevoie pentru costă, mine. Ce să mai fac eu cu banii? Dar ziceți-mi și mie, că pe mine asta mă interesează. De unde și până unde, de la drumuri și poduri, la Liga Profesionistă de Fotbal. E destinul. Deci, haideți să vă spun, eram ce șef de lot. Există? Păi da, vă explic. Șef de lot, probabil că mulți au întrebat. Când am ajuns eu vicepreședinte, întrebarea da, câte unde meciuri... Da, de unde vine? Câte meciuri a văzut? Și am rămas, jucat, și am rămas 30 de ani. E. Deci, tata fiind cine da? Și s-a ocupat de petrolul, mă lua de mic, așa. Mi-a plăcut. Și mi-a plăcut și eu. Că la noi, în halale, se juca fotbal. Se juca. Da. Sfântul Vasile, îți dai Sfântul seama, Vasile, da, a venit Neacșu, a venit ăștia, adică scule de fotbaliști. Da. Însă sunt un tip care întotdeauna mi-am evaluat foarte bine calitățile și pentru asta cred că am și reușit. Tata fiind la Petru, puteam să mă duc din contră, să aduc și i-a spus ăla, băi, lui Neagică Drăgulescu, care a tatăl fraților Aurelian, dacă da, ți-a da, 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 fotbaliști, da, da. Unul chiar mai bun ăla de la Iași Extrema. Nu, nu-l primești. Uh-huh. Pentru că, după opinia cu tata, fotbal, în general, trebuie să joace sau jucau cei în sfârșit, mai degradați așa din calității intelectuale. Corect. Mă răsa la scrimă, la gimnastică, la not, unde am și cochetat cu titlul de campion. Liceal, cum era atunci, că nu era nebunia asta, să câștigi bani. Național, da, olimpiadă. Da, 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 așa. Și fiind, aveam o doamnă Cristescu, se chema, era gestionarea și magazia șantierului, unde eu eram patron, și mi-a zis, da, Alexandru, îl cunoașteți pe Noni Lindem? Da, zic, îl cunosc, am coabitat în acel mahal. Regretat, nu reg, foarte, eu și nașesul și frate cu el, dar a avut-o pe asta și nu da. S-a putut. Da. Deși am încercat de nenumărător, nu s-a putut fără da, ea. Da.
și zice, uite, băiatul meu, Adrian Cristescu, e la juniori acolo, sunt... Băi, tu vezi ce bălamul cam eu pe cap aici. Da, domnule, da, e bine să-i vedeți, știți că joacă la 11, nu știu. Bărbatii sunt, ce ai zis că vine eu și vreau într-o zi, poate mergem, tatăl lui Adrian Cristescu. Și ne-am dus. Doamne, așa mi-a plăcut cum juca trupa, extraordinar, până m-au trecut la... I-am luat imediat și i-am sponsorizat, cum au făcut-o 17 ani, i-am angajat, că era după 16 pe vremea lui Ceaușescu, dacă vă reamintiți, cu jumătate de normă. Nu mai spun ce probleme aveam cu nevastă mea, că le făceam, când aveau meci pe la Târgoviște, jucam cu ea din pădurea aia de acolo, cum ieșea de lângă Târgoviște. Cerebra echipă, e liceu de fotbal, ia uite, îmi scap acum, da. Nu, nu, da, îmi scap. Și... Nu știi ce știu, știu, știu. Din pădure, da. E chiar liceu industrial, un liceu agricol, da. După lângă Târgoviște, da. Cerebra. Nucet, nu? Nucet, da, Nucet. Și le făceam pachetele, cumpăram ciocolățele. Era greu pe vremea aia, că... Sigur, da, eram bine plătit pentru că am avut fericirea să prind acordul global. Și acordul global înseamnă să ai un pix foarte priceput și eu cu mânuțele astea două, cu pixul le chiar foarte bine. Da. Așa a vrut Dumnezeu. La alții, altceva, la alții, cu pixul. Corect. Și la zis, bă, dar tu n-ai doi copii? Zice, noi suntem... Bă, nu să știu, Dumnezeu... La unde dai de acolo îți dă ce s-a și întâmplat. Deci am ținut pe băieții ăștia și am servit și am spus, mă duceam, gata, și ne-am pe bancă, cu nonii, cerebi. A fost cea mai teribil. Dacă vă aduceți aminte, era echipa care la 1 se juca tineretul și la 3 echipa mare. Aia mare, da. Era mai multă lume la ora 1, la aia puși, decât la aia mare. Da. Așa. S-a aflat, probabil, eu nu mi-am făcut publicitate și în... 84, cred, da, eram plecat cu familia, cu ai mei, cu copiii și cu nevasta, prin străinătățuri, așa. Cu copiii nu puteai decât în alea socialiste. Și am luat și pe ei, Ungaria, Ceoslovacia, Germania, da. Până dădeai cu capul în zid și te întorceai înapoi, prin recul, da. Și politic și fizic, și când m-am întors, m-a chemat domnul Boșovei, dacă vă aduceți aminte, care fusese mare secretar cu la partid, dar eșuase în președintele Consiliului Județean pentru Cultură Fizică și Sport. La DJTS. Da. Și m-a chemat pe la el. Venisem chiar în ziua aia, am venit într-o miercuri, joi, ce m-a sunat, nu era cu mobil, era pe acasă. Și am mai sunat, mi-a sunat, am fost plecat. Cele mai au fost 3 candidați pentru ocuparea unui loc de membru al comitetului, al biroului federal, al Federațiunilor de Fotbal. M-am uitat, da, eu lasă-mă pe aici, că eu... A fost Mircea Dridea, Mihai Ionescu și dumneata. Partidul te-a ales, te-a desemnat pe dumneata că ești priceput rău. A vedem eu unul acolo, ai fost fotbalist, deci ne trebuie să... Am văzut ce ai făcut la Petron, de limbii s-au convins că făceam pe acolo să fie bine peste tot și lucrări și toți copiii, mă. Chiar am muncit. Ah, și făcusem, dacă vă amintiți, Academia de Fotbal, dar trebuie să vă amintiți, Centrul Olimpic de la Liceu de Chimie, unde eu l-am inventat pe ăla. Mi-au vorbit cu partidul, cu directorul de acolo, foarte de treabă, am avut un cămin, 2 etaje, cantina era chiar vis-a-vis de cămin, că cobora, intra în cantina, camere cu 2 paturi, cu casă, cu televizor, cu totul meu. Și cum am dus din colo și am bătut, că te stai să bazi la porți, te duci când vrei să slujești o cauză. Ei, după 90, când am plecat eu la București, s-a ales praful și de Centrul Olimpic de Copii și Juniori. Și asta a fost. Începuse în colo... Nu putea să-l ajutați în nicio formă? Nu, dar aici politica a dispărut chestiunea. Nu s-a mai... Cum au dispărut toate uzinele, fabricile? Da, da, da. Dacă vă aduceți aminte, de la liceu de chimie, mai în jos, 100 de metri, era și un teren viran mare de fotbal. Juca fotbal în Mahala acolo. Da. Știți? Da, știu. Pe stânga undeva, da, da. Înainte de a începe clădirile lui Astra, alea pe stânga. Da. Până și începusem, erau probleme de niște conducte pe acolo, vorbisem cu domnul Nan. Nan Octavian. Nan Octavian. Domnule, îl facem, oprim noi conductele sau când aveți antrenament, oprim pe acolo pe conducte. Începusem să construiesc și stadion la 10 metri, la 20 de metri. Adică, cred că am avut treaba asta de organizator în mine, așa, bun organizator, și am făcut lucruri minunate. Și atunci m-au promovat acolo. E, acolo m-a speriat o leacă că acest comitet, nu, Birou Federal al Federației Române de Fotbal, erau așa, un reprezentant al
securității. Era generalul Diaconescu, șeful direcției A5, ascultări. Despre ce am vorbim? 86? 4. 84? Da, de atunci sunt în conducerea fotbalului românesc. Sunt, da, aș putea spune, o legendă, dar alții să dau mari pe aici, dar mie îmi place. Acum că m-ai provocat așa un pic. Așa. Era domnul Mihalache, șef secție CC, reprezentantul Comitetului Central, era unul mai micuț, mai aduc aminte, 84, era reprezentantul, deci vă spun cine era reprezentantul, al Comitetului UTC, era reprezentantul mineritului domnul Ioni Baci, a murit săracul, al siderurgiei domnul, a venit cu mine, Raina, dar n-a rezistat decât vreo 6 luni. Probabil s-au clămurit că nu... Da. Fluierul n-are nici legătură cu alte organe. Și? Era domnul nepotul lui Ceaușescu, secretarul de partid al CAP Scornicești, Gheorghiță. Mamă! Adică dumneavoastră era speriat de bombe când... Eu n-am fost chiar speriat de bombe și am început să mă... Dacă vă faceți dumneavoastră aminte, am prins perioada aia, celebrul meci când noi am tras la titlu și am jucat cu Dinamo și ne-a furat ca în Codru, la Ploiești, ne-a bătut cu 1-0. Dar furăciunea mare. Cu Dinamo? Cu Dinamo, aici, la Petru. Și noi câștigam campionatul, așa a luat Dinamo. Și bineînțeles că am făcut un balamă când trec pe treaba asta. Eu n-am avut nicio taină, nu că era, că era Ceaușescu, că era... Eu am fost cel care m-am revoltat și împotriva suspendării pe viața lui Andone și am reușit și Andone, când i-a făcut așa lui domnul Nicușor. Da, Nicușor, da. Am fost cel care m-am revoltat și am pus problema în acest comitet. Păcat că nu mai trăiește Vania Chirilă, care mă iubea foarte tare pentru că aici de mea așa ceva. Nu cred, nu. Când vin la conștiințele cu dumneata, am singura dată sentimentul că nu trăim în comunism. Cum poți să spun ce frică? Ce să-mi fac, bă, frate, că doar nu spun pentru mine nimic? Eu nu vreau nimic pentru mine, n-am de ce. Era o chestie, o stare de fapt. Nu, de fapt, sigur. Cu Lucescu, când l-a dat afară după Irlanda, cele meci, păi stai, bă, frate, e un meci, îl știm pe tu, n-a vrut să intre, știți, când am luat toate barele de sus până și ăștia o portă. Da. Și alta. Așa. Și așa a început treaba. Și după 90 am candidat la funcția de vicepreședinte. Eu am fost cel care am, după 90 puteam să mai începe în returul, că nu mai erau directori, nu mai era tovarășul frățile, nu mai era unde să te duci. Cu ce să începe returul? Nu mai avea niciun bar. Da, da, da. Ei, m-am dus la București, am făcut Liga Conducătorilor de Cluburi. Nu știu ce le-am spus la ea, ce nu le-am spus, nu știu ce am făcut, că n-are sens să vă mai spun, da, că am început returul. Și au venit alegerile democratice din vară, sediul îl mutasem la Moxa, la domnul Mac Popescu, trăiește, sunt convins. Am stabilit acolo un președinte din partea Ligii, este unul candidat, adică eu, încă unul la liber, până la urmă erau 2 vicepreședinți, un președinte, să stabilise și cine, un președinte onoare, stabilise și cine. Urma ca mașina electorală să se pună în aplicare. Cu o zi înainte am primit un mesaj în partea președinției că unul dintre vicepreședinți neapărat trebuie să fie domnul Jean Mugrel Florescu, cel care a participat. Impus. Impus. Liber impus. De care eu m-am bucurat că era ploieștean, la origine, și de pe aici, pe lângă Pisica Albă, părinții lui. Da, da. Părinții lui fuseră Plutonier, Tachius. Și el era un tip ilustru, că în decembrie, când a participat la Târgoviște la proces, era major și în ianuarie era general. Cred că e cea mai tare... trecere. Da. Dar băiat de băiat, așa. Da. Băiat extraordinar. Și mai rămăsesc un loc, sigur, candidați vreo 8, de la Cașei, Motroc, Nea Mișionescu, Mișionescu, ziarist. Ziarist, mă. Și alte câteva, Ghemingean, celebrități. Și când mi-am dat seama că lucrurile nu sunt cum am discutat, chestia asta m-a enervat, că altfel nu vreau neapărat, și am zis, dar noi ne-am intrat într-o altă lume, nu vorbim de un program, ne-a pus tovarășul și cu asta, bă, asta, hai să ne spunem ăștia, 7-10 candidați, cam ce vrem să facem și noi prin fotbalul ăsta, ăsta nou de după 90. Uh-huh. Dacă nu, ne ducem la tovarășul Bobu și îl rugăm să ne conducă în continuare, să ne și numească pe funcții. A, da, bine, eu știam că aici e omor, că... La papagal, da. Și ce s-a și întâmplat, ei au terminat în 5 minute 8 și eu am vorbit vreo jumătate.
Și l-am bătut pe următorul, care a fost Bela Casei după mine, cu vreo 37 de voturi. Și așa am ales și de atunci am fost unicul judecător al fotbalului românesc, după cum bine știi. Nu era decât o singură comisie. Ca acum 7. Eu făceam și disciplină și contracte. Eu zic și... că era mai bine. Așa. Am fost președintele CCN-ului, Comisia pentru Campionat Național. Eu făceam repartizările de etape și tot și la, și la, și la. Așa mi-a dat Dumnezeu treaba asta. Team managerul echipei naționale, care am avut 3 calificări la europene, plus una cu tineretul 98, cu Pițurcă. Din 99 până în 2002 am fost și secretar general Ligii și vicepreședinte al Federației. Nu l-am mai putut, nu mai puteam eu. Iar la Ligă vreau să vă spun că chiar dețin un super record de Guinness Book. Eu sunt singurul, am prins perioada când statutul trebuia participa, era persoana aleasă și președintele și secretar general în nume propriu, adică candidat. Am martor pe Dolomitia Sandu, adunarea generală a avut loc acolo jos, într-o sală unde era sediul Federației, la hotelul ăla, pe lângă Flora, pe acolo. Și deci sunt singurul secretar la care n-am participat, nu m-am candidat, deci eu n-am știut până în ziua. M-au anunțat că sunt secretar general, cum au ales ăștia. Era cu 16 voturi. Fără ca eu să candidez, nici n-am știut care e loc ședință. A venit domnul Adrian Ionescu, care era atunci ofițer de presă, și mi-a zis că să vin la conferința de presă, în ce calitate vin la Liga. Eu eram vicepreședinte la Liga. Păi m-a ales, de văd, pe mine mă întrebați. Și m-am dus jos, era o groază de ziariști, era o sală de asta unde am să se loc ostilitățile. Întrebări, ce o să faceți ca secretar general? Atunci am aflat că a fost secretar un domn, Daniel Răzărescu. Îl știam, dar nu a avut o relație specială. Și ca orice pe ăștia nu prea mă pierd așa la chestiile astea cu... Și zic, doamne, nu pot să vă spun nimic. Lăsați-mă 2 săptămâni și mai facem o conferință de presă. O să mă duc la Ligă. Mă documentez. Și dacă nu e vâjială mare între pălăria de secretar general și umila mea căpățână, rămân. Dacă e să și risc să fac cotită, mai bine plec. Nu. Și după vreo săptămână am intrat eu, am spus domnului că n-aș prea vrea să mai stau. Hai bă, că tu m-a convins până la urmă că de-aia fusese m-a dus Salvatore de la Patria. Și de atunci am rămas încă 14 ani. Încă 14 ani de... Da, da, v-am lăsat pentru că amintirile sunt frumoase, adică eu sunt convins că ați avut o adică că perioadă... ăștia suntem din Ploiești, cred că din punct de vedere managerial nu mai există o astfel de istorie în Brahova, un individ cu astfel de istorie în ale fotbalului. Sigur, așa avem minunății Dridea, frații, bine, Ionescu, fost fotbaliști, de super talent, da. Domnul Uric, mare președinte, a fost și un pic de secretar cu juniorii pe la București. Au mai fost câțiva, Răposatu, care a fost un bun președinte, Cațaonu. Da, da, da. Pare rău că a răposat. Și cred că au mai fost câțiva, da. Scap acum. Și totuși ne întoarcem la întrebarea aia. De ce nu s-ar putea și la Petrol? Păi nu era loc, domnul, înțelegeți. Acum n-aș vrea să mă înțeleagă nici telespectatorii. Chiar sunt dintr-o familie așa care a muncit de a venit draci începând cu tatăl meu, fratele meu, general de carieră, senator, președinte de comisionator, el, eu, ce sunt, băiețul meu, știți, cel de la București, nu vă mai spun, Cosmin, nepoți, adică nici nu poți să... Când vezi că spațiul ocupat și e majoritar de o anume categorie, adică de cei care n-au făcut căciulițe în clasa întâia și bastonașe, cred că mă înțelegeți ce vreau să spun. Chiar dacă jignesc pe cineva, da. Nu cred că jignesc. Păi dacă nu spuneți nume, nu jigniți pe nimeni. Nu, dar la noi e nenorocirea când spui adevărul, ci că îl jignesc. Păi ce să spun? Ca și cum eu spun acum, bă, vezi că am 2 metri și am jucat în NBA. Păi dai proba oglinzii, n-am nici 2 metri și nici acolo n-am jucat. Păi dacă tu ai 1,20 m, nu, dacă tu ai 1,20 m, cum să spun de tine, băi, ce înalt ești numai pentru că ești director.
Ești un pitic și un urât, cocărăzeatule, ce să... Asta îți spun și cu asta, basta. Că ești director, dacă când vom discuta despre partea de management, o să-mi dau și pe... Nu știu dacă ești bun, o să-mi dau cu părere. Nu v-a propus nimeni niciodată? Nu, aici nu. La Ploiești? Păi cine să-mi promandă un capr? Păi de ce, domnul? Păi bine, atunci Valis, eram și dincolo. Și care era Dar problemă? Fiind dincolo, au fost nenumărați patroni mari, Borumboiu și alții și alții. Chiar și eu la Timișoara mi-au propus sume considerabile să mă duc președință. Președinte. Și voi nu știam noi cu ce. Ia spuneți-mi, v-ar fi plăcut? Da, cred că, nu știu, să mă întorc. Vreau să fiu foarte corect cu dumneavoastră, cum sunt de fapt. Mă obișnuisem totuși acolo la chestia asta mai macro, așa. Aveam și niște condiții extraordinare începând de la biroul meu. Deosebit și faptul că eu totuși, o spun cu admirație pentru doamna Dragomir, eu chiar nu știu dacă a făcut ce a făcut, justiția va stabili dacă despre ce să bănuie că a făcut, a făcut. Eu îi doresc să nu îi se întâmple nimic. Avea o calitate totuși, era un tip... Știa să respecte pe cel care de aia și mi-a spus, crezi că te țingești frumos aici sau de asta. Știa să folosească foarte bine calitățile unor domni, după acolo, nu eram singurul. Și el pe problema asta de gestionare a treburilor nu s-a băgat niciodată. Uh-huh. El avea treaba lui cu televiziunile, cu relațiile, cu... Recunosc contractele, valoarea contractelor TV a crescut datorită relațiilor lui. Personale, absolut ale lui private. Păi nu trebuie mai nevali, nu trebuie și ne-am, ne-am despărțit foarte bine căprările, adică dă-me... Mai vorbiți cu dânsul? Sigur mi-e greu să spun nu prea, pentru că nici nu prea are voie, dânsul e sub control judiciar și... Da, eu și Rugino, cred că unul dintre momentele care m-au determinat să plec e că i-am spus că vor fi probleme cu aceste drepturi, că nu așa se face. Mm-hmm. Dar sigur, e bine că oamenii și-au luat niște bani, nu știu pe ce perioadă și va mai lua. La noi și-au luat vreo 8 ani. Ăștia mulți, mulți. Da. Așa, e din 99 de când aveam cu frații Becali, cu firma fraților Becali, să luam. Când am venit eu în ligă, valoarea contractului TV era $1.100.000 pentru toate cluburile. Ma. Și era o fericire pe ei, cum îți poți imagina. Acum? Bine, acum dacă s-ar putea miliard? 10 milioane pentru fiecare club ușor și fără să mai se facă audit. Ah. Ultima întrebare. Dacă ar fi să vi se propună să ajungeți în fruntea bucatelor la clubul Petrol, nu, vedeți, dacă se limpezesc ați greșit întrebarea. Eu am avut mari post să fiu în fruntea bucatelor. Nu se pune așa problema. Dacă. Și chiar nu fac politică de asta. De că eu n-am interes acum. Am eu interes. Eu vă spun că de la... Am o pensie foarte bună. Am și pus deoparte să am o bătrânețe în care să nu fac apel la copiii mei. Niciodată. Indiferent ce mi se întâmplă. Deci dacă mi s-ar propune să revitalizăm și să dăm... Să construim o imagine corectă din toate punctele de vedere, de la management, finanțe și așa mai departe, sunt legate pentru clubul Petrolul. Da, plecând de la ideea, eu am avut un mare hobby și l-am, istoria, geografia, pe lângă literatură. Citind cartea cruciadă pentru Europa al domnului Dwight Eisenhower, sunt convins, mate, ești un băiat cult, lăsați mare invazie din Normandia, dar a fost și președintele Statelor Unite, care în cartea lui această cruciadă pentru Europa, la un moment dat, eu câteva rânduri acolo, spune, orașul Ploiești este unicul oraș al acestei planete care ar trebui pavat cu aur de către toate națiunile lumii, pentru că fără de el nu se putea face război. Al doilea. De aici ați vrea să plece? Toată activitatea. Adică de mine am o vârstă. Toți ajungem la o vârstă. Mai mult sau mai puțin suntem realizați, dar nu suntem muritori. Eu cred că dacă n-ai un respect mai mult decât istoric, mai mult decât pentru locul în care te-ai născut,
pentru locul care, eu trebuie să recunosc că la Petrol am plecat în lumea fotbalului, că probabil am, că să știți că e o vorbă, ci că de ajuns, a ajuns, dar treaba e că stai. Eu am și ajuns, într-adevăr, interrogativ am ajuns cine e ăsta, dar am stat 30 de ani, domnul. Nu știu dacă mai e vreunul, nu e nimeni în țara asta, nici Mircea Sandu, nici Dragnea să fi stat 30 de ani pe astfel de funcție și că mai am încă un contract în deroare de 4 ani, pot să mă întorc când vreau la Liga. Nu mai mă întorc. Dar nu vă mai întorc. S-a terminat, domnul, eu nu împart, sunt bărbat, nu împart prăliile, adică... Deci, cred că avem obligația chiar să dăm înapoi ceva entităților, oamenilor, urbei în care ne-am născut. Chiar aș vrea să nu spun că nimeni nu are dreptul sau nu pot să-ți permiți decât și eu. Și dacă știți la lotă, până la urmă, și când ai jucat, nu ți-a dat nimeni bani să joci. Corect. Ai familie, ai copii, trebuie să... Dar eu cred că acest județ care e cel care e în posesia 14 orașe, încă mai sunt, și din ce știu eu așa, sunt oameni cu stare, treaba e să dezvolți în el ideea că trebuie să faci ceva și pentru urbe. Dacă urbe avea fotbal, e ok. Hai să-l ajutăm să facem și fotbal. Cam așa văd lucrurile. Ca așa, cu bucatele, scuze-o, nu neapărat. Da, asta da. E vorba, nu lasă rămâne frunte. Păi toți s-au așezat și acum săracii sunt pe unde sunt. E adevărat, să știți că întrebarea care v-am pus-o tocmai în ideea în care mulți oameni, mulți invitați de-ai mei de la emisiune, cei care stăteau pe scaunul pe care noastră stați, au avansat această idee. Cu mare plăcere, dar pe fiul meu spus, care... Ce căutați, ce se caută oameni străini când noi avem aici la Ploiești oameni care sunt petroliști și care știu. Bercea. Îți dai seama că eu nu neapărat eu vine Edi, dar a sta lângă el, urmă aia pe scaun, ar fi o problemă. Sigur, formule sunt și sunt câțiva oameni care ar putea și de bun simț și de educație. Edi n-are nevoie neapărat de cei pe acolo, vorbesc bucate, sigur că... Dar așa se poartă. Ce să facem? Da. Asta e nația românească. Deci l-am avut pe Cuza. Noi niciodată n-am putut. Deci asta e deviza genetică a noastră. Niciodată nu putem împreună. Fiecare cum se descurcă și singur. Pe unde? A venit Cuza, cum le-a dat-o cu Okawa. Știți că e vorba de codul lui Cuza. Ați auzit? Toată lumea crede că e un cod ca lui Napoleon. Adică 30.000 de pagini. Nu, era o frază simplă. Deci până la Cuza era codul care mă refer la cel penal, dar și civil, care la aceeași faptă o pedeapsă era pentru boieri, o pedeapsă era pentru amărâți. Pentru săraci. Pentru săraci. Și Cuza a zis o singură frază. Ăsta e codul lui Cuza. La aceeași faptă, aceeași pedeapsă. Și cum a dat acest dictat, l-au schimbat și din fericire l-au adus, într-adevăr, sigur, dintr-o aripă de regalitate, vai de capul ei, că n-aveau ce mânca aia pe acolo, hohențelor, adică erau amărăștene așa. Dar am avut noroc cu Carol și s-a terminat. Și bine. Așa cum s-a terminat și emisiunea noastră, stimații telespectatori, îmi pare bine că l-am avut invitat pe Valentin Alexandru, ne-a mai luminat din problemele care sunt existențiale în momentul de față la Ploiești. Să sperăm că destule din temele care le-am dezbătut vor avea și aplicabilitate pe final. Să sperăm că va fi așa. Eu vreau să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Da, mi-a făcut mare plăcere. Poate data viitoare să mai veniți odată, poate undeva pe la sfârșit. Cu mare plăcere, dacă e interesant și dacă vă ajută și dacă putem ajuta. Ar trebui să ne ajutăm între noi. Și dacă putem ajuta Petrolul, este foarte bine. Petrolul este e un mit, e o legendă și foarte puține mituri avem în Prahova. Și hai să-l lăsăm Crucea, să nu moară. Așa este. Știu ce mai avem pe la Bușteni. Să nu-l lăsăm să moară. Să nu-l lăsăm să moară. Da, corect. Iar dumneavoastră, stimați spectatori, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine, bună seara!